Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Emisiune redifuzată. Bun regăsit, dragi prieteni ai serviciului de noapte, vă spune ca în fiecare luni noaptea Maria Țoghină. Soarele, prietenul sau dușmanul sănătății noastre. Când, cum și cât ne expunem la soare. Despre pericolul ascuns al mult doritului bronz, despre cum ne menținem tinerețea și frumusețea pielii, discutăm cu invitatul acestei nopți, medicul dermatolog Cătălin Popescu, conferențiar universitar, doctor în științe medicale. Ca în fiecare noapte de luni, vă invit să ne sunați apelând la numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644 pentru a dialoga direct cu medicul dermatolog Cătălin Popescu. De asemenea, ne puteți trimite și mesaje prin intermediul SMS la numărul 0748887766 sau pe pagina de Facebook Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină, acolo unde suntem și în direct. Ne găsiți live și pe pagina de Facebook a Radio România Actualități, dar și pe www.romaniaactualitati.ro. Bună seara, domnule doctor Cătălin Popescu, și bine ați venit la Serviciul de Noapte. Bună seara, bine v-am găsit și sunt onorat de invitație. Bine ne-ați regăsit, pentru că ascultătorii, poate unii dintre ei, își amintesc că ați mai fost invitat la Radio România Actualități în urmă cu, aș spune eu, aproape un deceniu. Da, e adevărat. Au trecut 10 ani, dar problemele au rămas oarecum aceleași în ceea ce privește modul în care ar trebui să ne protejăm de factorii externi care ne pot influența până la urmă sănătatea, afectându-ne pielea. Vom discuta pe parcursul ediției despre problemele de sănătate ale pielii, însă pentru început aș vrea să aflăm câte ceva despre omul Cătălin Popescu, despre pasiunile dumneavoastră. Un pic bronzat, ați fost puțin în vacanță? Da, am fost puțin în vacanță, chiar mă gândeam așa puțin amuzat, e bine că emisiunea e la radio și atunci nu o să mă vadă lumea că sunt bronzat și vin să vorbesc despre dezavantajele expunerii la soare, dar nuanțând, de fapt și pacienții care mă cunosc știu că eu am în general o atitudine destul de nuanțată și care se bazează oarecum pe principiul că excesele sunt cele care dăunează. Și apropo de expunerea la soare, dacă o faci de o manieră, să zic așa, înțeleaptă, poți să tragi foloasele fără să tragi ponoasele. Până la urmă, este mult mai important să fim ponderați în tot ceea ce facem. Așa e. Oricât de călduroasă ar fi vara, oricât de scurtă, dar sigur că vom reveni pe parcursul emisiunii asupra acestor subiecte. Sunt curioasă, cum vă petreceți timpul liber? Ce vă place? Pentru că vom discuta despre medicină, vom discuta în următoarele două ore. O să înceapă să sune ascultătorii, am și întrebări pregătite, dar un pic așa să le spunem oamenilor, ce îi place domnului doctor să facă în timpul liber? În timpul liber îmi place să ascult muzică. Sunt gălățean, am făcut primii 8 ani la liceul de muzică din Galați, cântând la pian. Un punct de cotitură a fost intrarea în clasa a noua, când, evaluându-mi rațional șansele, am realizat că, pe de o parte, nici nu sunt un pianist genial ca să ajung un mare solist și, pe de altă parte, pianul e un instrument mai greu de integrat, adică cu alt instrument poți intra într-o, știu, o formație, într-un quartet, într-o orchestră, cu pianul ori ești solist, ori, mă rog, nu ești așa de important. Și fiindcă mă atrăgea partea asta de științe, am intrat la Liceul de Științe ale Naturii din Galați. Dar apropo de pregătirea mea, să zic așa, muzicală, acei 8 ani au contribuit foarte mult și la formarea mea ca om și la, să zicem, dezvoltarea memoriei, faptul că trebuie să înveți, știi, partituri, concerte pe de rost și la manualitate și
iată, nu întâmplător, îmi place foarte mult să ascult muzică de toate tipurile, de la muzică simfonică, la muzică, știu eu, pop, rock. Asta e unul dintre hobby-uri. La mine în mașină cântă aproape întotdeauna muzica, ascult și podcasturi, citesc și, fiind dermatolog și dermatologia fiind foarte vizuală, îmi place să fac și fotografii, ca un amator, dar uneori e interesant că surprinzi tot felul de lucruri interesante, culori, tipare, pattern-uri, modele și sunt uneori efecte vizuale interesante care practic ajung să combine ceea ce vezi și reții pe retină ca dermatolog cu ceea ce vezi în viața reală. Avem un telefon în direct, salutăm pe primul sau prima ascultătoare. Bună seara! Alo? Alo! Bună seara! Alo? Bună seara, vă ascultăm! Bună seara! Sunt din Sapișdile, în comuna Fruța, județul Galați, doamna. Vă ascultăm! Tot respectul pentru domnul doctor, dar vă rog frumos, aș vrea să mă ajut într-o problemă referitor la starea mea de sănătate. Eu am lucrat în mină. Da. Și acum sunt pensionar după 12 ani. Nu am țară, uite, mai merg și eu la câmp, așa. Și am mers la câmp la lucru în agricultură. Da. Și deci de la genunchi în jos, așa, mi-a apărut niște pieti pe picioare și mă mănânc așa tare încât nu pot dormi odată noaptea. Probabil că e destul de dificil de a rezolva cu precizie maximă asemenea lucruri într-o emisiune de radio, mai ales că dermatologia e o chestie foarte vizuală. Așa aș putea, din ce descrieți, să-mi imaginez că problema pe care o aveți poate să fie legată eventual de reacții de iritație sau alergie la factori externi și ceea ce relatați nu sugerează neapărat o chestiune cu gravitație medicală mare și ar putea să răspundă la eventual un tratament dermatologic local. Dar firește, pentru un diagnostic și un tratament adecvat, vă sfătuiesc să vă adresați unui dermatolog din preajmă. Sunt dermatologi foarte buni la Galați, întâmplător. Tocmai unde, deci la Smerlați, Spitalul Mare? Nu mai știu să vă spun acum, că mulți dintre ei, dermatologia nu e o specialitate foarte de spital, așa, și toți au și, există cabinete medicale individuale, sunt și la spitalul, cred că sunt și în spitalul județean și sunt și cabinete medicale individuale în Galați. Vă mulțumim pentru telefon, adresați-vă. Să rămână, vă mulțumesc foarte mult, domn doctor, tot respectul. Vă salut. Toate cele bune și multă sănătate. Reamintim numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. Ascultăm puțină muzică pentru că ne-ați mărturisit că vă place inclusiv muzica pop, după care revenim la dialogul nostru. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Emisiune redifuzată. Se spune că vremea
știi că mi-psești, să știi că mi-psești. Te voi aștepta toată viața mea. Doar iubirea ta mă poate salva. Faptul că puteți să ne sunați apărând numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644 pentru a dialoga direct cu medicul dermatolog Cătălin Popescu, invitatul ediției. De asemenea, ne puteți trimite și mesaje prin intermediul SMS la numărul 0748887766 sau pe pagina de Facebook Serviciul de Noapte cu Maria Țoină, unde suntem în direct. Ne găsiți live și pe pagina de Facebook a Radio România Actualități, dar și pe www.romaniaactualități.ro. Suntem în mijlocul verii, unii dintre ascultători au fost deja în vacanță, alții poate că sunt chiar acum pe litoral sau la munte și, desigur, sunt și persoane care vor pleca în perioada imediat următoare în vacanță. Soarele mai este prietenul sau a devenit în ultimele decenii dușmanul sănătății noastre? Întrebarea e foarte bună. Soarele este în egală măsură prieten și poate fi și este în egală măsură și prieten și dușman, depinde cum ne poziționăm față de soare. Aș putea spune că într-adevăr în ultimii ani, dată fiind creșterea intensității radiației ultraviolete care s-a văzut pe perioada ultimelor decade, constatăm cu toții că verile sunt mai călduroase, probabilitatea de a ne arde la soare dacă suntem imprudenți e mai mare, deci trebuie să fim puțin mai grijulii. Acestea fiind spuse, aș spune că cineva care dorește să se bucure de activități în aer liber și de frumusețile verii, ar trebui să facă în așa fel încât să nu se ardă la soare. De departe, cea mai periculoasă interacțiune cu soarele este cea care se soldează cu arsură solară. Și cele mai periculoase arsuri solare sunt cele care survin în prima copilărie sau la adolescenți. Acele arsuri au cel mai mare impact apropo de creșterea riscului de cancer de piele la vârsta adultă. Deci e bine să convingi adulții să nu se ardă la soare, nu le este potrivit nici lor, dar cu atât mai important este să înveți adulții să-și protejeze copiii, pentru că în esență copiii se ard sau nu se ard nu pentru că se protejează singuri, ci pentru că cineva îi sfătuiește ce anume să facă. Când, cât și cum ne expunem la soare noi adulții, dar copiii? Că și asta este foarte important. În principiu, n-aș vrea să formulez niște reguli foarte rigide. Atâta vreme cât ai înțelepciunea să te expui fără să te arzi, poți să o faci oricum. Firește că e mult mai riscant să te arzi în orele prânzului și e mai puțin riscant atunci când soarele este la răsărit sau în amurg. Australienii, care au condus o campanie extrem de inteligentă apropo de impactul negativ al soarelui, aveau drept unul dintre mesaje, atâta vreme cât umbra pe care o face corpul tău e mai scurtă decât tine, e bine să eviți soarele. Mesajul în engleză suna chiar așa: no shadow, seek the shade, adică dacă nu faci tu umbră, caută umbra. Firește că asta înseamnă, indiferent pe ce meridian te afli, că soarele este cumva la zenit de moment ce umbra pe care corpul tău o face e mai scurtă. Acum, cum faci să nu te expui la soare într-o țară ca România? În același timp, totuși petrecând suficient timp în aer liber. Păi,
poți fi îmbrăcat adecvat și poți folosi creme fotoprotectoare. Ele sunt foarte sigure și, după mine, sunt extrem de nimerite pentru a te ajuta să te protejezi de soare atunci când expunerea este inevitabilă. Sfaturile astea nu te expune între 10 și 17 ori fi bune, dar dacă ești în vacanță, știu, ești în străinătate, poate nu ești la mare, poate ești pur și simplu pe stradă și vizitezi. Asta vreau vizitezi. Să vă întreb, că în ultima vreme, de foarte multe ori, sunt convinsă că și ascultătorii au constatat, ești în mașină, pleci de la birou, în drum spre casă și simți efectiv cum te arde soarele. Și pe mâna cu care ești pe partea unde arde, unde bate soarele, te trezești că ești mai bronzat, ca să nu spun așa mai este, ars așa de soare. Așa este. O parte din ultravete trec și prin sticla de geam și atunci în țări cu însorire mare, cum e și cazul României, e nimerit să folosești preparate fotoprotectoare pe acele suprafețe de piele care sunt descoperite. E deci cald. Nu doar la mare folosim creme fotoprotectoare. Putem folosi și la munte, putem folosi și când suntem în deplasări. Am văzut destule cazuri de oameni care s-au ars la soare mergând oarecum mai spre nordul Europei, pentru că dacă știu eu sunt 40 de grade afară, vrând nevrând te refugiezi la umbră pentru că nu poți de cald. Dar dacă e vânticel și e mai răcoare, oarecum tind să cauți soarele pentru că ți-e ușor rece. Și atunci nu-ți dai seama că te arzi și vei descoperi. Nu-ți vei da seama că te arzi decât seara când e deja prea târziu, când rău a fost făcut. Mai avem telefon în direct, îi salutăm pe ascultătorii noștri. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Vorbea domnul doctor de arsură. Am avut și o arsură gradul 2 în pare cu bășiși mari pe ambii umeri, jucând tenis între orele 11 și 15. Legat de acest lucru, bășiși mari care aveau limfă, s-a tăiat cu farfeca la dermatolog, etc. Acum tineretului care umblă chiar foarte golaș, cu umerii foarte goi, poate să pățească așa ceva, cred că foarte ușor. Bun. Am întâlnit dermatologi, spuneați de acea definiție care am reținut-o cu umbra, e foarte interesantă, care perde calcul și firesc de pavăză. Hristos spune, cine are ochi de văzut să vadă, că nu toți cei care au ochi văd. Dermatologul a spus că este cel care are o meserie vizuală în special. Eu am considerat că un dermatolog de calitate, ca să nu zic de valoare, că pot să fie diverse categorii la valoare, trebuie să aibă ochi de bijutier sau de ceasor din cart. Pentru acele mici gâlme sau, mă rog, cum se zice, gămălii de arc, să poată să le depisteze corect. Am întâlnit un doctor colonel, a murit firesc de mult, Bodeanski, la Policlinica Militară, care avea dioptrii mari. N-ai fi avut încredere în ochii lui și totuși le vedea foarte bine. Știu că mi-a dat mie o soluție care părea banală, că era, mă rog, fără niciun gust chiar, soluție Daliburi. Care se practica acum, nu mai găsești. Și a făcut foarte bine la un fel de dermatită de, după ras. Adică coșuri care erau pe față în adolescență. Bun. Întrebarea era așa. Dacă în activitatea dumneavoastră au fost situații în care la simpozion era un grup de dermatologi participanți și vi s-au dat teme vizuale sau chiar, mă rog, poate în relief de cauciuc sau ceva, să recunoașteți sau să puneți diagnosticul mai mulți la aceeași bubă, să spunem. E foarte interesant acest test, dacă se practică, nu numai cine are ochi să vadă, trece facultatea și treaba lui că face cabinet privat și merge banda. Observația dumneavoastră e foarte justă, dermatologia e foarte vizuală și aș adăuga că sigur că e bine să vezi, până la urmă asta poți rezolva exact cum spuneați, cu dioptrii, cu o lupă bună, cu o lumină bună, de fapt cea mai mare dificultate e să știi să interpretezi ceea ce vezi, că chiar și dacă, să zicem, ai avea un mic problemă oftalmologică, ai cum să compensezi în ziua de azi și să ai, ca să zic așa, rezoluție mare. Și atunci mai degrabă ține de modul cum interpretezi lucrurile. Și ceea exact, diagnosticare. Și ceea ce spuneți se practică pe scară largă. De exemplu, atât în multe locuri și din România și din lume,
Dacă să mă refer direct la mine, și eu și soția, care e tot medic dermatolog, folosim chestia asta și ca să ne sfătuim între noi și ca să ne sfătuim cu colegii și ca să educăm rezidenții mai tineri. Și practic, după ce ai văzut destul de multe lucruri, reușești să recunoști foarte repede. Au fost făcute și studii care au încercat să vadă cum anume faci ca să recunoști o anumită boală. Și au fost și tentative de a formula algoritmi, de a încerca să cuantifici chestia asta. Și s-a văzut că, de fapt, creierul nu funcționează neapărat după niște algoritmi, funcționează după niște mecanisme pe care le folosim în a recunoaște lucrurile din viața de zi cu zi. O comparație celebră, apropo de modul cum învață dermatologii, este că, în general, folosesc ceea ce a fost așa metaforic numit metoda elefantului. Adică, cum face un copil să recunoască un elefant? Cum înveți un copil să recunoască un elefant? Păi îi arăți un elefant într-o carte, după aia citește altceva, după aia vede un alt elefant într-o altă carte, după o perioadă mai vede încă un elefant și la un moment dat când îi arăți o imagine spune el elefant. Dar el când spune asta are trecute cumva în revistă și le scanează repede. El nu are un algoritm complicat. El nu spune e un elefant pentru că a învățat metodic. Uite, are două urechi mari, are o trompă, e de culoare gri. El știe că e un elefant și așa funcționează. Mai mult decât atât, tehnologia actuală, imaginile permit să schimbi imagini cu colegi aflați oriunde altundeva și pe alte meridiane. Și atunci ai imagini și aș îndrăzni să avansez așa un procent. Cred că probabil 60-70% dintre cazurile de dermatologie, deci nu dintre boli, că unele sunt mai frecvente, pot fi recunoscute cu destul de bună acuratețe pur și simplu pe o fotografie. Într-un interval de timp care de obicei nici nu ia mai mult de 10-15 secunde. Te uiți și știi, uite, asta e. Experiența este cea care... Da, ai văzut suficient de mult și atunci dacă ai văzut suficient de mult știi că asta se clasifică tot acolo. Creierul funcționează repede, și compară cu o bază de date, scanează și... Și până la urmă este un răspuns instinctiv, adică da, pur și simplu vedeți și știți și despre ce este vorba. Da. Mai avem un ascultător care a sunat la 021-312-1054 sau 021-312-3644 și este acum în direct cu serviciul de noapte cu domnul doctor dermatolog Cătălin Popescu. Bună seara! Mă numesc Grigore Adrian Stelian, sunt din Bacău, am 72 de ani, sunt de profesie inginer. Mulți înainte! Mulțumesc și dumneavoastră la fel. Apreciez foarte mult emisiunea și mi-a plăcut cum am început domnul doctor, că a spus că este echilibrat în ceea ce privește expunerea la soare. Asta m-a determinat să intervin. Am avut prima problemă. Am avut o mică formațiune malignă pe abdomen la care mi s-a făcut o excizie. Da. Întrebarea este cum și unde se poate controla dacă nu recidivează? Păi, pun și a doua întrebare. Vă rog, puneți-le pe amândouă că poate se leagă și putem... Cam în trei. Da. Sau trei. Sau puneți-le pe trei și le vedem cum le integrăm, dacă sunt legate. Eu personal trăiesc un stres permanent pentru că toți medicii dermatologi spun nu la soare. Mie îmi place foarte mult la soare. Într-adevăr, am mai multe alunite. Nu știu de ce nu deloc la soare. Și trei... Am un prurit suficient de agresiv pe scalp și nu știu cum să-l rezolv. Am făcut mai multe tratamente, n-are rost să vi le spun acum. Am fost chiar diagnosticat și cu psoriazis. Întrebarea directă ar fi așa. Puteți să mă programați sau cum mă pot programa la dumneavoastră la o consultație? Am terminat. Mulțumim mult! Răspunsurile o să, pentru ascultătorul nostru din Bacău. O să încep cu ultima. Pruritul mai intens, mai persistent pe scalp poate să fie, sau cel mai des este determinat de o dermatită seboreică, care nu e o boală gravă și uneori poate să aibă scoame, coji mai groase și să mimeze psoriazul. De obicei răspunde la tratamente locale cu preparate cortizonice banale. Pe mine mă găsiți în București pentru consultație, dar și îndrăzim să avansez ideea că pentru un prurit al scalpului, fiind din Bacău, sunt aproape sigur că puteți găsi pe cineva mai în preajmă care poate și să vă prescrie tratamentul și să-l și monitorizeze ulterior de o manieră mai simplă. Nu că aș refuza să vă consult în niciun caz, dar nu cred că necesită un drum până la București.
primele două întrebări foarte interesante. Era curios de recidivă, unde verifică recidiva. Și cea de-a doua întrebare, iarăși foarte interesantă, deloc soare. Poate că e relevantă și pentru alți ascultători. Așa e. Referitor la riscul de recidivă, ar trebui să știm ce fel de cancer era acolo. Cel mai frecvent cancer de piele al omului se numește carcinom bazocelular și e o formă de cancer care își merită în foarte, foarte mică măsură denumirea de cancer, pentru că nu metastazează și nu omoară. În schimb, e foarte frecvent întâlnit. Și e un cancer al persoanelor în vârstă, pentru că cine a trăit mai mulți ani de viață a putut să primească mai mulți ani de soare. Oricât de lac o mai fi, nu poți strânge în 20 de ani de viață soare cât a strâns pielea unui om de 50 sau de 70 sau de 80 de ani. Încât dacă e un epitelion bazocelular și dacă a fost excizat, riscul de recidivă, 1, e foarte, foarte mic și 2, la mână, e suficientă monitorizarea, urmărirea și dacă se întâmplă o recidivă, se reintervine. Acest tip de cancer de piele, neavând nevoie nici de radioterapie, nici de citostat, deci nu e un cancer în sensul cuvântului cancer, așa cum atribuie lumea o gravitate. Acum, referitor la soare, de obicei, dacă pacientul a fost depistat cu un carcinom bazocelular, într-adevăr, recomandarea standard e nu mai sta deloc la soare. Dar cred că atunci când e formulată, oamenii pierd din vedere un lucru. Carcinomul bazocelular apare în contextul expunerii solare cumulative, adică apare în cazul ăsta în contextul expunerii timp de 70 de ani la soare. O bună parte din expunerea asta e acolo, nu se mai șterge cu guma, indiferent că mai stați sau nu mai stați la soare. Adică și dacă ați ieșit doar noaptea pe stradă, tot mai puteți face eventual la epiteliome bazocelare în contul expunerii deja avute. Și atunci, iată, mai ales pentru asemenea situații, eu n-aș fi chiar atât de radical și aș spune că sigur e de evitat o expunere intensă, dar n-aș fi chiar atât de categoric. Soarele e benefic și prin sintetic teza de vitamina D și prin energia și optimismul care te încarcă, să nu începem acum să privim așa că soarele o catastrofă. Dar într-o astfel de situație se mai aplică creme de fotoprotecție? Da, se aplică creme de fotoprotecție. Deci nu are niciun fel de contraindicație și atunci probabil că s-ar putea expunerea... Da. Probabil că un sfat mai nuanțat ar fi să fie puțin mai grijuliu, să nu se ardă la soare și să nu se expună abuziv. Dar n-aș fi categoric, nu vă expuneți la soare. De multe ori sfatul ăsta nici nu poate fi respectat. Cade în mocilă pasul meu de lut, cade după suflet mult noroi și slăt. Cade ploaie mult, plouă și e greu, cade înaintea pasului meu. Cade în mocilă trupul meu de ori, ori de gânduri moarte cu sticle cu tot. Cade negru în mine și în drumul meu, cade după mine unde-i Dumnezeu de gând tu. Cade în mocirlă capul meu cel greu, cade într-o secundă, dar cade mereu. Cade capul sec, surd și mut, cade după pasul de lut. Cade pasul trupul, cade capul mut, cade ploaie deasă, cade de demult. Cade întuneric, cade negru brut, cade în zuflet doar de jidoc, cade mult. De gând tu ai uitat.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghina. Emisiune redifuzată. Până la următoarea intervenție în direct a unui alt ascultător, avem un mesaj pe Facebook. Eduard Ștefan ne scrie: bună seara, pot să vă adresez o întrebare. Acum 3-4 luni am constatat niște pete roșii la nivelul frunții și al gâtului. Se uscau, se desfoliau așa numitele coși, după care apăreau din nou. Citind pe internet, am cumpărat Diprosalic. Acum au dispărut aproape total. Am făcut analize și nu este altceva mai grav. Întrebarea pe care vă adresează Eduard Ștefan este dacă mai folosește acest unguent pe care îl folosește deja de o săptămână. Dacă petele au trecut, nu se recomandă să mai fie folosit. Diprosalic oricum conține un preparat cortizonic. În mod normal nu ar trebui să fie eliberat fără rețetă și nu doar pentru a șicana pacienții, ci pentru că preparatele cortizonice, chiar dacă sunt de uz local, se recomandă să fie folosite, să zic așa, cu zgârcenie. Cu atât mai mult că petele au dispărut, îi recomand ascultătorul nostru să nu mai folosească. Ne întoarcem la expunerea la soare. Mergem la mare, mergem cu familia, nu, copiii nu apar pe lume deja mari, deja adolescenți, mergem cu copii mici uneori, până într-un an chiar. Ce facem cu ei? Mergem cu ei la plajă? Care sunt riscurile? Cum îi protejăm pe ei de soare? Cel mai important este, spuneam, ca expunerea copiilor să fie făcută extrem, extrem de zgârcit și poate că până la vârsta de un an ar trebui să nu fie aproape deloc. Adică un copil corect expus la soare ar trebui, când îl vede restul familiei în toamnă, să se mire, să spună, dar pe el nu l-a luat la mare, cam așa de alb ar trebui să fie dacă e sub un an. La copiii mai mari sunt destul de activi și atunci toate intervenții de tip, știu, umbrelă, corturi care fac umbră sunt bune, dar nu sunt suficiente pentru că vrând nevând copilul nu o să stea în perimetrul pe și care l-ai desemnat. Și să știți că pe măsură ce crește oricum refuză și crema fotoprotectoare. Așa e. Și tricoul de protecție. Așa e, dar până la urmă ține de puterea exemplului. De multe ori copiii sunt oglinda ceea ce facem și dacă o să vă uitați pe plajă, copiii care sunt ținuți la ore nepotrivite și care eventual plâng pentru că deja au pielea roșie și poți estima ușor că vor face bășici, sunt din familii în care și adulții sunt expuși la fel. Și invers, copiii care sunt, știu eu, îmbrăcați, au șapcă, sunt dați cu cremă, sunt din familii care se protejează. Încât, sigur că există o opoziție, dar dacă părinții dau exemplul lor personal, nu cred că e o manevră care să fie greu de integrat. Aș mai adăuga doar că la copil se recomandă preparate fotoprotectoare, așa zise minerale, care sunt ca un fel de ecrane, sunt particule reflectorizante. Acestea sunt mai puțin folosite la adulți, deși sunt destul acel de eficiente. Acel factor de protecție 50. Factorul de protecție, cifra se referă la cât de mult ne protejează, dar filtrele astea pot fi chimice sau pot fi fizice. În cazul filtrelor fizice sunt particule de obicei de oxid de zinc, oxid de titaniu, care reflectă lumina. Dar când aplici preparatul pe piele, lasă o tentă alburie, arăți puțin ca un mim și pentru adulți arată puțin ciudat. La copil însă au avantajul că nu produc deloc alergii și sunt considerate foarte sigure în utilizare, pentru că de fapt sunt niște particule, e ca și cum, dacă ar fi să folosesc așa o comparație puțin mai brutală, ca și cum ai avea un staniol pus pe piele și el reflectă lumina și atunci lumina nu intră în piele. Ce reguli ar trebui să urmăm ca să nu avem neplăceri cauzate de expunerea la soare? Mergem atunci când soarele este mai puțin agresiv, deci dimineața și seara. Și dacă sunt activități în vremea prânzului, folosim preparate fotoprotectoare. Ar mai fi, cred că, un mesaj important pe care aș vrea să-l transmit celor care ne ascultă. Activitățile în aer liber sunt foarte importante și de ele se leagă un stil de viață sănătos. Există un studiu mare făcut în Suedia care ajunsese la concluzia, cumva aparent ciudată, că uite, cei care stau la soare și au pielea din când în când mai bronzată trăiesc mai mult decât cei care se feresc de soare. De fapt, ceea ce studiul respectiv
nu avusese în vedere era că cei care sunt puțin bronzați, în general, au un stil de viață activ, petrec timp în aer liber, știu eu, se plimbă, fac drumeții, merg cu bicicleta, merg cu rolele și cumva asta îi face să fie mai sănătoși. Deci aș îndrăzni să spun că ar trebui încurajate activitățile în aer liber cu protecție suficientă și ar fi nociv pentru public să inducem ideea că câtă vreme e soare, în România, știu eu, din mai până în sfârșitul septembrie, să stai ascuns în casă, eventual cu laptopul sau cu tableta în poală, pentru că asta poate că o să ne ferească de cancerul de piele, dar sigur o să ne omoare din punct de vedere al bolilor cardiovasculare, sedentarism, obezitate, diabet, hipertensiune și celelalte. Am înțeles, deci până la urmă moderația în toate și mișcarea în general zilnic. O ascultătoare, doamna Popescu Elena, vă salută, își cere scuze și mă întreabă ce părere aveți despre aceste bubițe. Vă mulțumește și mi-a transmis pe Facebook chiar imaginea, pentru că tot vorbeam despre capacitatea medicului dermatolog de a vedea printr-o fotografie transmisă despre ce este vorba. Arată ca o chestie produsă de factori externi și ar putea să fie o reacție ori la înțepături de insectă, ca o reacție alergică, ori o reacție alergică la contactul cu plante. În oricare dintre situații va avea nevoie de un tratament care se dă pe bază de prescripție, probabil că o să primească un preparat cortizonic de uz local care mă aștept să o ajute. Să rezolve această problemă. Mulțumesc pentru răspunsul acordat ascultătoarei noastre Elena Popescu. Bronz de mare sau de munte? Se spunea de regulă că te duci la mare, te bronzezi, dar trebuie să te duci câteva zile la munte ca să fixezi bronzul. Nu, cred că e doar o legendă, așa e, probabil ca să justifice că de ce e bine să mergi și colo și dincolo. Cred că poți să fie și bronz de București dacă nu te duci nicăieri. Nu cred că e important. Și în egală măsură, oriunde te afli, trebuie să te protejezi. Adică dacă suntem la munte, nu înseamnă că nu ne putem arde. Da, exact. Cu atât mai mult acolo ne putem arde mai cu ușurință, pentru că spuneam, sunt temperaturi care nu sunt neapărat atât de ridicate și atunci riscul să te arzi e mai mare. Am avut pacienți care au avut arsuri solare iarna la schi pe micile porțiuni care rămâneau descoperite între, știu, o cască și ochelarii de schi. Și dacă e o zi frumoasă de munte și schiezi, e frig, deci nu vei simți căldura soarelui, dar radiația ultravioletă își va face treaba negativă și vei sfârși prin a fi ars. Și am avut și pacienți care au avut arsuri de gradul 2. Astea fiind spuse, ar fi de menționat că se spune și e adevărat că în principiu orice reacție de bronzare a pielii e un fel de reacție de apărare a pielii noastre față de agresiunea ultravioletelor, deci ideal ar fi să nu fim foarte intens bronzați, pentru că asta ar sugera o expunere cumva peste medie. Alin din Târnăveni vă salută și își dorește să afle de la dumneavoastră, dacă se poate, o idee, un tratament pentru micoza unghiei. Ne-a scris pe SMS. Micoza unghiilor se poate trata fie doar cu tratament local, fie cu tratament local și oral. Din păcate nu o să pot să-i spun cu ce anume, pentru că ține de tipul de afectare unghială și tipul de afectare unghială orientează spre ce anume tratament e de urmat. Aș zice că există suficiente mijloace în armamentul terapeutic unui dermatolog pentru a putea rezolva majoritatea micozelor unghiale. Micozele unghiale sunt mai dificil de rezolvat la persoane în vârstă, pentru că se schimbă puțin viteza de creștere a unghiei, structura unghiei, dar în rest la ceilalți ar trebui să funcționeze. Doar că tratamentul durează și dacă nu explici bine acest lucru pacienților, pacienții pot să aibă așteptări mai puțin realiste și să oprească prea repede, pentru că se miră că de ce nu s-a rezolvat în câteva săptămâni, ceva care trebuie să se rezolve în 6 luni, poate. Am înțeles, deci răbdare și tratament continuu pentru a rezolva această problemă. Un alt mesaj primit pe SMS din partea domnului profesor dr. Ioan Iacob. O emisiune foarte interesantă și utilă. Îi mulțumim pentru apreciere. Două întrebări. Când ați descoperit Beatles și de ce nu ați ales chitara, ci pianul? Iar cea de-a doua întrebare. Trendul tineretului de a se acoperi de tatuaje nu reprezintă un risc pentru expunerea la soare? Și vă mulțumește. Păi, Beatles și nu mai țin minte când i-am descoperit. Eu sunt născut în 1964. Cred că pe la 10 ani, așa.
De ce n-am ales chitara? Păi că aveam pian în casă și, sincer, pianul e mai ușor de controlat decât un instrument cu coarde. Fratele meu, care a făcut muzică mult mai mult decât mine și care a fost un foarte bun violonist premiat și care acum face și el medicină, cardiolog, a făcut vioară. La vioară și ca și la chitară creezi sunetul și, mă rog, e o plăcere mai specială, dar dintr-un punct de vedere, din alt punct de vedere, pianul e mai ușor de stăpânit. Cealaltă întrebare. Cea de-a doua întrebare, tatuajul. Trendul tinerilor de a se acoperi de tatuaje. Tatuajul nu crește riscul de cancer de piele, asta putem spune fără teama de a greși. În ce măsură acum merită să îți tatuezi și să strici suprafețe mari de piele? Na, e o opțiune individuală. Dar nu, n-aș putea să le spun celor care se tatuează că le crește riscul de cancer de piele. Mai degrabă, i-aș sfătui să se gândească de două ori ce tatuaj își fac și cum se văd ei cu acel tatuaj peste 15 sau 20 de ani. Pentru că extragerea tatuajului se va solda și ea cu niște semne. Și atunci e bine când te hotărăști să faci un tatuaj care e oarecum pentru totdeauna, să te gândești, uite, dacă fac la 20 de ani, la 50 de ani voi fi fericit cu el sau nu mă mai reprezintă. Mai avem un telefon în direct. Bună seara, bună dimineața! Vă ascultăm! Se pare că nu mai avem. Da? Ok, bună seara, vă ascultăm. Eu vă aud. Vă auzim și noi acum. Vă rugăm. Aș avea o întrebare pentru domnul doctor Nicolae, sunt din Africa. Vă ascult. Să mi se spună un tratament pentru furunculoză. Eu am fost la dermatolog, mi-au dat doar betadină și nu îmi trece nici costul. Dacă este furunculoză, care înseamnă furuncule multiple și repetate pe un interval de timp mai îndelungat, foarte probabil că va fi necesar un tratament antibiotic pe cale orală, pe o perioadă mai lungă de timp. În general, furunculele sunt produse de stafilococul aureu și atunci trebuie un antibiotic care să acopere acest lucru și na, probabil că e nevoie să fiți evaluat de un dermatolog care să vă poată prescrie un antibiotic adecvat situației dumneavoastră după ce evaluează și unde sunt, cum arată, cât de frecvente sunt. Mă tem că nu am cum să vă ajut cu o exactitate mai mare decât cea pe care am folosit. Sunt tot mai multe. Am mai luat tratament, chiar acum am luat tratament ceva antibiotic, dar nu mai rețin exact ce, plus un cuent fucidin. Da, fucidin e un antibiotic bun, dar în principiu poate să fie nevoie de tratament antibiotic oral. Am luat și oral, dar nu mai țin minte exact ce anume am luat. Chiar acum am terminat de câteva zile, dar nu mai mi-am aminte. Sfatul domnului doctor este poate că e bine să fiți reevaluat, da, și să vadă, poate că este vorba de o rezistență la un anumit. Poate că e nevoie de a schimba ceva. Na, nici nu cred că e vreun medic care să aibă întotdeauna soluții ideale de la primul consult și uneori afecțiunea își schimbă puțin caracteristicile, diagnosticul poate fi puțin nuanțat, tratamentul poate fi puțin nuanțat, adaptat. Mai avem pe Facebook mesaje de la ascultătorii Radio România Actualități. Antoanela Pop ne scrie: bună seara, am 39 de ani și am niște pete pe frunte cauzate de soare. Ce produse îmi recomandați pentru eliminarea lor, având în vedere că mă protejez de soare cu factor de protecție 50+. Ce substanțe ar putea folosi la domiciliu pentru un peeling chimic? Acid glicolic? În ce concentrație sau ce altă substanță, ne întreabă doamna Antoanela Pop. Există preparate care conțin acid glicolic și care sunt pentru, să zic așa, uzul pacienților și le pot aplica singuri. În general, astea sunt niște peeling-uri superficiale pentru că sunt menite a fi folosite fără a avea riscuri și fiind peeling-uri superficiale și pigmentul din petele de soare fiind puțin mai profund situat, beneficiile lor sunt oarecum mai limitate. Un produs foarte eficient care însă nu se prea găsește, sunt
Sunt produse care conțin o substanță numită hidrochinonă și care pot să facă aceste pete mai palide. E foarte bine că vă protejați cu creme cu factor de protecție 50. Asta face ca numărul și intensitatea petelor care pot să apară și în viitor să fie controlat și să fie redus. Privind petele actuale, un potențial obstacol în a le face să fie mai palide ține de faptul că fotoprotecția trebuie să fie ultra consecventă. Petele astea sunt pigmentate și dacă stați în casă și aveți o locuință însorită și e soarele care bate prin geamul de la bucătărie sau de la birou. Deci e destul de dificil de acționat. Într-o țară ca România e dificil pentru că expunerea e inevitabilă și ca să eviți aceste pete ar trebui să ai o fotoprotecție ultra consecventă. Poți pierde în 2 ceasuri de expunere solară pentru că ai uitat să dai cu fotoprotector, chiar dacă e o oră matinală, să pierzi ce ai câștigat în 3 luni de fotoprotecție consecventă. Domnul Mihaescu Sorin ne salută pe Facebook și ne scrie psoriazis vulgar, forma agresivă. Probabil că și-ar dori un sfat în legătură cu acest diagnostic. Psoriazisul are foarte multe tratamente moderne, încât chiar formele agresive, prin asta înțelegând forme extinse, agresivele se referă mai degrabă la suprafața cutanată afectată, dar firește sunt medicamente care se pot da după ce se face o evaluare atentă, nu numai a pielii, ci și a celorlalte organe și atunci poate fi ales un tratament potrivit, dar îl pot asigura pe ascultătorul nostru că există în arsenalul terapeutic suficiente mijloace în așa fel încât chiar și cazurile foarte severe de psoriazis să poată fi controlate. Dacă ne-am dat cu cremă, fotoprotecție, factor de protecție suficient, putem sta oricât la soare? Am rezolvat problema? În principiu, dacă am aplicat crema bine, prin asta înțelegând că trebuie să fie aplicată în strat destul de gros, da, putem sta. Asta e și rostul cremei. E de avut în vedere că producătorii, atunci când etichetează un produs cu o anumită cifră a factorului de protecție solară, aplică crema în strat destul de gros, ceea ce în practică nu prea se întâmplă, oamenii dau un strat ceva mai subțire. Pe de altă parte, dacă activitatea pe care o facem presupune, știu, baie sau transpirație excesivă și teștești cu prosopul sau teștești transpirație și o parte din preparatul fotoprotector e îndepărtat de pe piele, poate să fie necesară reaplicarea cremei pentru a te simți fotoprotejat. Iar pentru cei care eventual se îndoiesc de eficiența fotoprotectoarelor, îi rog doar eventual să încerce dacă îi roagă o cunoștință, un prieten să lungă pe spate cu cremă și lungi pe partea de sus a spatelui și apoi îți ștergi așa degetele în partea de jos, poți să vezi la sfârșitul zilei zona pe care ți-ai șterg degetele că rămân așa ca niște dungi cum au rămas degetele, unde ai dat cu degetele murdare de cremă, pielea nu e înroșită și în rest e roșie, ceea ce arată cât de eficiente sunt produsele de care dispunem în ziua de azi. Am mai vorbit un pic despre cum ne protejăm de soare și ați spus la un moment dat că putem să stăm sub umbrelă. Ne protejează o umbrelă de soare? Este suficient? Dacă facem umbră, ne protejează suficient de bine de soare. Am vorbit până acum de fotoprotectoare, dar să nu pierdem din vedere că acesta e un mijloc foarte, foarte nimerit pentru a proteja acele zone de piele care sunt descoperite. Și e vară, sigur, nu se spune nimeni să umbli cu cămașă, cu mânecă lungă și închis până în gât. Dar anumite zone care în mod natural sunt acoperite de haine, dacă nu e o activitate care să presupună să fie în costum de baie, atunci hainele sau orice altă sursă de umbră, umbră naturală, copaci, umbrelă, să ne folosim de ele și sunt la fel de bune. Intrăm în apă, înotăm, ne simțim bine și ne trezim, mai ales copiii care, pe care cu greu îi scos din apa mării sau din apa piscinei, ne trezim până la urmă că pielea este roșie, deși am stat în apă, deși am fost dați cu cremă fotoprotectoare. Cum gestionăm acest lucru? Tricourile acestea nou apărute cu factor de protecție ne ajută? Pentru copii, tricourile sunt o bună formulă, fiindcă de multe ori nu reușim să-i cremuim suficient de bine. Dacă tricoul are un material destul de dens și nu e din ăsta cu ochiuri foarte rare, aș îndrăzni să zic că nu e necesar să
cheltui sume mari de bani pentru tricouri etichetate ca fiind fotoprotectoare. Și e suficient un tricou de bumbac? De bumbac, da. Și pentru sceptici, îi rog doar să-și amintească când a purtat ultima dată un tricou obișnuit, normal, la un preț rezonabil, și să-și amintească că zona care a fost acoperită de tricou, la care n-avea nicio etichetă de fotoprotecție, totuși a protejat și zona acoperită de acel tricou simplu nu s-a înroșit, nu s-a ars, deci nu e necesar. Sigur că dacă e un material ăsta străveziu, așa cum mai sunt unele, da, ăla nu o să fie în regulă. Dar un tricou obișnuit de bumbac e suficient. E suficient pentru a ne proteja. Ne reauzim după știrile orei 1, pentru că, iată, timpul a zburat foarte repede, neașteptat de repede, și sigur sunt ascultători care doresc să intre în continuare în dialog cu dumneavoastră. Nu uitați, invitatul acestei ediții este medicul dermatolog Cătălin Popescu, numerele de telefon la care ne puteți contacta după știrile orei 1, 021 312 1054 sau 021 312 3644. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Emisiune redifuzată. Thank you.